Bună tuturor, este Noctem Internet și astăzi să ne jucăm The Lord of the Rings Conquest. Bun, hai să începem cu campania. War of the Ring, yes. Cajuri și eroi, văd că legendarii e blocat. Ok. Presupun. Sunt decât nivelele astea sau vor fi deblocate imediat? Mă rog. Okay. Sigur, Helm Deep. Ok, mi-amintesc bine bătălia asta. Si. Sau cu arcași, hai cu războinic pe moment să văd care e situația. Trebuie să țin un minut jumate, ok. Văd că se descurcă și fără mine. Nu veți reuși cu mine aici. Trebuie să recunosc, combatul nu e atât de fluent pe cât ar trebui, dar merge. Era să întreb de ce e atât de... Ce-mi trebuie întăriri? Eu sunt de ajuns. M-am ocupat de el. Torchbearers!
Îți mai trebuie să opresc. Bun. Oh. Iar luminozitatea nu e cum trebuie. Unde pot să-mi schimb respawn? Vreau să-mi schimb pe arcaș. Bine, cu arcaș e prea ușor. Nu e bună. Nu pe aici. Ah, pot să-mi schimb, ok.
Ah, nu, m-am prins care e asta. E o săgeată la stânga. Am nevoie de războinic. Așa. Bun. Iar cum am ratat-o pe aia. Cum ratez?
Depășim numeric. Legend. Ah. Am reușit? Oh, ok. Ok. Trusting his army had destroyed Theoden's people at Helm's Deep, Saruman believed himself secure against Tower of Orphan, but the ringed walls of Isengard proved no defense against the vengeance of Hex. And within Saruman's pits, many wrathful Roman prisoners awaited the push, while his machineries belched foul vapors. Above, Saruman march on Ent at Iskar. 22 august 2019. E bine, cam atât cu acest episod. Eu am fost Răcuțel Nedrăjit și zic pa pa până data viitoare. Pa pa!